Bun, bună seara, și aș vrea să vezi despre judecățile astea mele, iar despre să întinde că nu e o jucărie, acum despre mai mult aș vrea să spun despre advocatul ei, fost judecător. Că el special întinde, întinde, întinde și întinde și abuzul ăsta către copilul mai mult făcut de advocatul fostii soții, pentru că e judecător și el știe cum se întinde. Acum la dosarul penal, cu 5 minute înainte de ședință, asta a fost pe data de 7 luna 9, trimite prin poștă electronică că el e la procuratură, la Bălți, el nu poate să vie. Înțelegi? Și așa, se duc lunile, se duc ani. Că domnul presăcar, când atunci ai fost și l-ai filmat, l-ai s-au venit nepregătit, dacă ți-ai minte, aduce aminte și este și video publicat, el vine la ședință nepregătit. Da, acolo era un Acum, dosar contravențional, parcă. pe calate dosarele la șen, asta. Ce dosar contravențional, aici e dosar penal, este dosarul care cu schimbarea domiciliului, tot din cauza lui se întinde atâta timp, cred că pentru că 5 ani de zile judecătorul nu poate să expuie, nu știu, deși că unde el e obligat, și convenție la Haga, el trebuie imediat de făcut, că schimbarea domiciliului copilului, înțelegi, nu? Copilul era atașat de bine. Nu știu, nu știu. E fără cap, fără cap și la noi în Moldova e țara minunilor și nu mă tem și că când, chiar, că când se primește rechet, judecătorii unul pe altul se astupă că din tată în fiu sunt judecători tot, faci tata pe urmă fiorul îi faci și îl îndreaptă și tot așa merge. Și de dreptate nu dai, cinstit. E ca am despre Craiu, cu Nicolae, îmi pare că îl chema Craiu, a fost la Curtea Supremă când decizia s-a făcut, o stabilit domiciliu cu mama, înțelegi ori nu? Și acum că eu l-am dat cu schimbarea domiciliu cu atâta timp și cu atâtea încălcări, judecătorul ăsta face de la Florești, domnul Zodor Ujniuc. Și fata lui Craiu, Tatiana Craiu, îndă că nu, că el n-are nicio încălcare. 5 ani de zile ține dosarul ăsta la prima instanță, la schimbarea domiciliului și el n-are nicio încălcare, înțelegi ori nu? Dar unii este convenția de la Haga, unii spun că imediat trebuie să fac o pronunțare, că când schimbi domiciliul, eu în bază la schimbarea domiciliului, mă duc în Italia și ne-am dat copilul. Cel mai ușor asta. Tu nu te duci în Italia să vezi copilul, dar crezi că ai Nu, duce dar în Italia să-l iei? nu, cum să mă duc eu să-l văd, eu n-am nicio hotărâre, e acolo, spui că eu am grăit cu un om din aici, odată, au avut business, au avut tătă mă lovă, odată sunt acolo și acolo, fix așa au făcut ca asta, au făcut ca asta și l-au pus 1.000 de metri să se aproape de copii. Nu cum să mă duc acolo alt stat. Nu cum în baza la șies, mă, că bună ziua, am venit. Dacă moldovenii nu vreau să-mi fac spot, mă aduce. Legea, unii statul e obligat să ne protejeze dreptul copilului. Nu cum pot să mă duc acolo, eu sunt nimeni. Bună ziua, eu am venit, oricum pot să mă duc în italian, spune. Ești tatăl copilului, ai dreptul să-l vezi. Și copilul are dreptul să te vadă. Oleg, Oleg, eu stat, cui să-i spun? Cui să-i spun dacă statul e obligat? Eu stat copilul și statul de mult trebuie conform convenției de la Haga să ne duc copilul. Și nu vrei să ne duc acolo și ne sunt la mine. Dacă statul moldovenesc e obligat, simbolic eu am fost pe televiziune națională publicat, e trebuie de mult să fac să aduc copilul. Dar e ca când, nu știu, ca când nici nu a fost nimic. Și nu a trebuit nici o măsură că și copilul a dus. Ii tot juca, avocatul ei stăruie și la procuratură fășie, când ce știu, tot pornie, procuratura generală îl pornie dosarul penal. Și la Hâncești, Hâncești, 2 ori ni l-a oprit dosarul penal, unde scoaterea ilegală a copilului. A treia oară, în Procuratura Generală l-a dat la Florești, că n-am încredere în acei din Hâncești, înțelegi ori nu? Și am ușor să constate că a expirat termenul de prescripție și arrivederci. Nu, dar păi gata, e finalizat dosarul. Trebuie să se examineze. Finalizat trimis în instanță, dar instanța e ca să amână și nu degeaba. Cred că știe el că are nevoie de termen de prescripție. Și probabil după 5 ani nu mai poți o pedepsește. Vom vedea. Nu, mai sunt pe lângă asta. Este asta cu alienarea părintească. Înțelegi nu? Este cu asta unii
o hotărâre de judecată este, trebuie 320 și executorul judecătoresc la Bălți să faci că a pierdut dosarul. Și acolo trebuie să facă contravențional pe 318, știm că este sancționată ea și apoi în bază la aceea 320 penal. Alt dosar penal. Cum vezi, nu funcționează. Nu funcționează, eu nu știu, deci, pentru că sunt corupți. O luat bani și nu vreau să, eu nu știu, nu vreau să, altceva care e asta. De regulă, judecătorii țin cu părintele mamă. Dar și nu trebuie regulă, și trebuie este o lege. Și trebuie să bazez în numele legii și tot. Și nu ne facem noi de regulile noastre. Este lege, fiecare om se bazează în lege, ori nu? Fiecare și pentru judecătorul și ala care face o aici și pentru dânsul este lege. Dacă o încalcă, pedepsit. Ori nu e așa? Pentru că el e bani pentru asta. El trebuie să facă conform legislației în Republica, în vigoare, în Republica Moldova. Nu cum așa? El cu judecătorul de... În lege e scris, nu e nicăieri, e scris cu mama. Rămâne cu părintele care e atașat. Cum gândești? Copilul, dacă l-a crescut de la 5 ani, el pe mamă să nici nu știe ca mamă. Cum puteți și atașat de mamă sa? De la 5 luni. De la 5 luni până la 5 ani, da. Nu și să eu sunt și fel de... Să și mai bine să crească cu mama. Oleg, da s-o lăsat și eu cum a lăsat-o mama. Și ai venit și ei din copilul și ala. Îți gândească, trebuie să gândească, știi cum spune? Că induc toți dumal și o chicat în sub. Acum cum să gândească? Legea e lege pentru toți, nu trebuie de gândit. Și mult nu trebuie de gândit. Trebuie de luat legea și de văd și spune legea și făcut în numele legii. Că dacă o faci și noi și ne-am gândit toți, și așibă. Așibă s-a rușit unul pe altul în Moldova, ori nu e așa? Noi toți acum dacă gândit. S-ar examina conform legii și ar întreba copilul de care părinte e atașat? Acum nu poți spune, pentru copilul, ți-a spus că e alienare părintească. Copilul, nu cum tu gândești, dar copilul e zombat. 5 ani de zile spune că eu sunt rău. Cum și poți spui copilul acum? Așa că spune ei. Și de grabă are acum 10, împlinește 10 ani, da? Da. Dar ai văzut că frații s-au intrat în contact și eu am spus și am publicat și văd că gata, nu e el. Frații s-au spus că, eu ți-am spus, zic, du-ți să iei copilul. Copilul tot e rău, nu ascultă. Înțelegi ori nu? Cum e ăsta. Lor le pare o joacă copilul ăsta, că nu știu. Și-o vede cu domnul Presăcar și cu asta, cu Zodorojniuc. Zodorojniuc, eu ți-am spus că mamsa are ciudă și mamsa îi spune la advocatul meu, de ce contestăm noi atâta, înțelegi? Nu? Executorul îi spune la advocat, de ce contestăm? Păi, dar pe dânsul s-au interesat, zice, contestez pentru că eu sunt drept. Nu cum așa, de ce contestez? Nu, de ce fac ilegalități? S-a așteptat că o să reacționez ca atâți moldoveni, o stați și o să înghiți. Nici într-un caz. Și eu nu mă tem de dânsa, nici nu mă tem de nimeni, pentru că ne încalcă dreptul copilului meu. Nu cum așa poți sta? E copilul ei să-l bagi la pușcărie pe judecătorul ăsta. Ce ar face e? S-ar lupta tot atât fel să-l scoată. Așa și eu tot sunt părinte. Și a crescut copilul cel mai eu știu cum a crescut la 5 luni. Nu știu, bătaie de joc în stat. E foarte mare bătaie de joc. În primul rând ei trebuie să... cu copilul. Copilul de mult trebuie și bă finisat tot. De mult trebuie și bă finisat tot. Nu știu, aștept să vedem că am în octombrie de mai cu schimbarea domiciliu, dar am cu legea 87 am dat. Și a vedea și asta ce și bă. Că se tergiversează procesul acela cu schimbarea domiciliului, da? Da. În prima instanță, 5 ani. Da. Și am dat și pe judecătorul ăsta, care cu legea 87, că tot o încalcă, înțelegi ori nu? Acolo scrie că 90 de zile trebuie să fie examinat, dar el a pus și 4 luni și prima ședință. Înțelegi ori nu? Asta numai țara minunilor, Moldova, care spune că Curtea Supremă e Curtea Supremă și gata. Chiar nu și cum așa, care da? Pedepsește tergiversarea, permite tergiversarea, da? Nu cum Curtea Supremă, dacă a făcut și te plângi, cui te plângi pe dânsă, înțelegi ori nu? Dacă eu am dat la revizuire
Și ei au învârtit, nu au dat la alți judecători, dar au revizuit 10 ori, până și de la magistratură s-o înarată, dar pot, câte revizuiri au avut? Dar eu nu știu că ei tot au învârtit ca contorul și până ochi cat același colegiu. Același Craiu, care asta a făcut acum, dar eu ați fac o plângere pe dânsa, pentru că așa e conflict de interes, tațul ne-a luat copilul ilegal, atunci s-o curtea supremă ilegal și nu mă tem spun că ilegal, pentru că s-a pronunțat că era un cod din lege încălcat. Judecătorul nu poate și bă, și psiholog să vadă copilul de cine a fost, cum au făcut ei, dar copilul scrie în lege, negru pe copilul rămâne cu părinții care a atașat. Ei fără de o expertiză din ăsta, cum puteți să-i dai lui mama? Și ei știa că mama l-a lăsat de 5 luni. Asta e, eu îți spun, asta e încălcare de lege și judecători. Și eu nu s-o cot că așa e ilegal, înțelegi nu? Și a să ajung cu dosarul ei, să ajung la CEDO, pentru că aștept acum, am dat procurorul, nu vreau să spunească dosar penal pe dânșă, pe judecători, înțelegi nu? Da, am dat la judecătorie, vedeți și judecătorie, tot am zis, a să ajung la CEDO. Și de CEDO ce spune? Pentru să încalcă un cod din lege, cum așa? Că ei judecători se ascund unul pe altul și merg cu capul, calc cu piciorul pe cap la copil? Așa se primește, ori nu? Și fel de asta pare unul pe altul, noi suntem colegi, suntem, așa e viața, soarta la unul copil. Ei, de atâți ani eu nu aud nici glasul. Îți izolat de dus unui copilul, ține cu mâine și cu ciorul de mine când l-a zmus la mine și l-a dus și l-a ascuns. Nu știu, Oleg, aici se vine să urli, să urli. Îți spun că vine să urli câteodată. Cât de mituiți în țara și Moldova. Cestit ați mai de zic și de cetățenie și moldovnească. Pentru că ăsta nu-i stat, ăsta stat care îți bat jos din narod. Ei cum o văz bani, nu se uită că ăsta merge cu cap pești oameni, cu cioarele pești cap la oameni. De atâția ani de zile, băi, și copil mic, unii convenție la Habă, este dreptul omului la ONU, tăt spune copilul de mult trebuie și bădus. Ei nu nici că te negru stunde. Sper că ăsta, că am așteptat, am tras să-ți nădejde că la pas. Dar pasul cu și mai bun ca socialiști. Cu și mai bun. Popșoi, nu vezi că înscrie nică că aici s-a modificat legea. O, aici, și modificație, nu văd nici la mine cum a fost la aici, așa șede. Nu-i schimbat nic. Și s-a schimbat. Că a pus-o pe șeie de la 40 de ani, ministrul și aici, pe șeie, eu știu, personal o cunosc, cu trafic de ființe eu lucrat. La dânsa a fost și la audiere. Și-o zis și ministrul și nu mai făcut nic, înțelegi nu? Redenco. Uh-huh. La interne. Da, a fost ministru, că tot m-a trimis aista, secretarul de stat atunci la dânsă, el la 40 de ani lucra atunci, șeful pe trafic de ființă. La Gaudeamus, fotograf Gaudeamus, fostul 40 de ani ai consomolului, vis-a-vis de Ministerul Sănătății. Da, acolo am fost la dânsă. Dacă am fost în cabinet, spun la dânsă. Uh-huh. Și atunci cât a fost aici și parcă s-a început a nișca. Cum m-am dus, cum gata. Cum ai plecat din țară, adică. Da. Dar nu eu, nu lăs așa, eu să ajung la Curtea Europeană, statul și bă vedetă pe cazul meu. Și nu creadă că astăzi scăpi, eu îmi dau viața, eu pentru fata asta trăiesc. Și eu n-am să lăs așa. Nu cum așa, cum dreptatea să ții și aici, nici într-o casă să... Ei se joacă, tot se joacă. O vede, că mâine mă țin de advocat să vedem cu aista, e motivat atunci că i-a și tras la răspundere pe presecari. Azi de motiv, azi de la procuratură, să dăie advocatul nu să facă interpelare la procuratură. De, atât de aista au fost că el să nu vie 6 minute înainte strimate pe poșta electronică. Nu, dacă advocatul am o șerut, că dacă aista fără dânsul, faci dacă odată încă aista, faci fără dânsul să-i numească advocat de stat și gata. Mhm. Și așa fac foarte des că... În dosarul penal. Da. Da. Mhm. Că el și-a mai hătru ține și s-o coate pe noi de test de proști, înțelegi eu nu? Presta care e fost judecător, că el e deprins bazi la Bozdari. El nu-ți gândește că el copilul lui și ce-ar face el? Ar ședea și așa s-a urta? Eu nu știu, el și pe locul meu, fix ca mine ar face. Și el nu-ți gândească că eu slăs așa și-ți dau în urmă. Eu nu urmă nici într-o casă, nu dau.
Nu știu, vedem, așteptăm, de și vedem cu AISTA, că e ca mult s-au amânat iar, dar trebuie și încă în august, poate, la începutul august, e ca tot să mâne dosarul penal. Că de partea lui, la curtea de apel că s-a dus de partea lui, eu am amânat iar și atunci azi vedem și pentru că eu la advocatul meu plătesc 40 de euro pe oră. Drumul la cine, la ăsta, el a să plătească tasa, n-a să plătesc eu drumul și de partea lui să amână. Eu nu gândesc că eu mă joc cu el, vrea așa, vrea așa, și tot amână și amână și gândesc că eu slepot și nici într-un caz eu nu lepot. Cum atunci când prima instanță eu numit lui, eu dat lui fostă susie ăsta. Atunci tot așa. O amânat. Eu când se schimb, ne-am schimbat cu cererea, am schimbat să se schimb advocatul, faci și fă de piși cerere și așa. Îți pronunț că-i dă ei, cu încălcare, înțelegi nu? Curtea de apel o văz și ne-a dat dreptate. Suprema iară îi dă. Suprema s-a socotit cu un judecător, a fost mai drept ca trei. Eu nu știu, asta în Republica Moldova numai așa. Cum posibil un judecător mai drept ca trei? Un cap mai este bun ca trei. Nu posibil așa ceva. Nu știu, domnule, așa e, dar e frumusețul de, uite, de o dragoste aici. Foarte, aici vin tare că mă calmez. Parcă iazul de la voi de în sat nu mare. Da. Așa de liniștit. Numai clebe din nu așa mult ca la noi. La noi sunt 300 de. Văd că vă două idei și piscăruș acolo. Să-i se gata Aici să fie mari însuși. lebede sau la voi la Putinești? La noi sunt peste 300 la Putinești. Oho, și așa Dar multe lebede. sunt publicate, e ca s-au plodit, să lumea nouă, e așa, s-au plodit Și la tot noi a lumea. fost vreo câteva, dar iazul s-a cădeam și a dispărut. Vezi că la noi scurge râul cu bolta pe. Nu știu, este, eu spus, uite de o nerare cum mai sta executarea, îi spune, dar asta e rechiul tot din 90 s-a întors la noi în Moldova, pentru că fișorul se pronunță și mama execută, înțelegi ori nu? Și fișorul categoric nu avea dreptul să și în dosarele mele, pentru că eu cum am să m-am judecat. Când mi-au luat o hotărâre înainte de și definitivă, la este, au luat datele personale, fișii mele și a mele, înțelegi ori nu? Și i-am anulat atunci. Și am dat oxindei 150 de mii. Acum, cum gândești, fișorul să facă nedreptate? Nici într-un caz n-ați fac pentru și-o văz, advocatul meu unii s-o văz că e interes, că e lapăr fișorul și îi zici că nu contestăm. Înțelegi ori nu? Nu știu, domnule, dar azi și, până la urmă, îți dau eu de capăt. Azi dau pentru că nu lăsă așa și eu gata, îți dau tot banul de față pământul care îl fac. Cistit. Azi îl dau, dar cu kilos ne întorc. Nu gândească că sunt eu advocat din România, dacă la urmă urmi n-a să asta. Dar așa n-a să. Pentru că și dreptul copilului meu se încalcă. Nu știu, îți vine să urli câteodată, atâția timp, și ani de zile, nu eu nici las, înțelegi ori nu? Unii lege spune că eu ai să am dreptul zi de zi, știu fiecare prieten a copilului. De eu și ani de zile nu aud copilului glasul. Eu nu știu dacă el știe limba maternă, dacă o mai ține minte. Și zici că amut copilul și mai spui, nu cum poți spui copilul amut cu cine vrea? Și judecata să întrebe amut copilul cu cine vrea? Am în primul rând trebuie un psiholog bun să vadă copilul și să vadă cât de tare e trauma. Ținem legătura să ne mai informezi când ai noutăți. Bine, sperăm, poate tot am o este. Eu sper până la anul nou, așa, dar după cum îți vine, după timpul care fac la asta, nu știu. Dar sperăm că am o să joace și legea 87, că acum advocatul i-a dat mandatele și o dat și legea 87. Și cred că de magistratura mai repede să iei de urmă, de-am văzut că se încalcă, că au făcut plângere pe că se încalcă. Și asta gătește, de-am să mai gătească motivii că se dar și asta eu contestez acum la Curtea de Apel, care cu aista și pe urmă o dau la Curtea Europeană. Eu nu lăs așa, pentru că aici se vede cu ochiul liber că e încălcare, domnule Oleg. Cu ochiul liber, zi, de acum îi faci proști din cioare, cum. Scrie că advocatul a dat copie, advocatul ne jură că a dat mandatul întreg și șede în cancelarea acolo mandatul, dar ei spui că ei o dat numai cu ăsta și eu trebuie să dau dacă persoana că el nu a dat mandatul, înțelegi ori nu? Și numai să nu și bus nu-l tragă la răspundere.
Dar nu își gândească ei și mai hătre. Eu cu dosarul ăsta, cu dosarul ăsta și cu și judecători și cu ei să ajung la CEDU. Eu așa nu lăs. E ca acum, în septembrie, eu trebuie să întreb și date cu judecători și la judecătorii care nu, procurorii nu vreau să înșeapă. Și după că judecătorii sunt de cei de tot n-a să înșeapă pe ei ăsta. Și ați și cu dosarul de CEDU, înțelegi nu? Ok. Pentru că... Bine, hai o seară bună, domnule. Noroc.